Bine v-am găsit! Urmăriți magazinul Energofish. În ediția de astăzi încercăm să vă prezentăm multe informații utile pentru că vom aborda mai multe teme. Sper că timpul acordat emisiunii va fi suficient. Nu mai trag de timp. Haideți să urmărim titlurile ediției. Vă prezentăm un nou produs din familia Wizard. Sabo Bence vă oferă informații utile pentru un pescuit de noapte. Vă demonstrăm cât de utilă poate fi geanta pentru pescarii de spinning. Vă invităm să faceți cunoștință cu noutățile gamei The One. În urmă cu două ediții v-am informat despre succesul meu cu Silva și Silar. Am reușit să câștigăm primele trei manșe în concursul dedicat pescarilor cu handicap locomotor. De atunci a avut loc și a patra și a cincea și a șasea manșă. Din păcate nu am obținut rezultate la fel de bune, dar în clasamentul general totuși am reușit să ajung pe locul al doilea. Ce alte noutăți se mai întâmplă în cadrul firmei noastre? Puteți afla în cadrul știrilor Energofish. Al doilea weekend din luna noiembrie este dedicat expoziției Point Show de la Budapesta. Vizitatorii vor putea alege printre echipamentele dedicate pescuitului la crab, dar în acest an vor fi prezente chiar și alte tehnici, cum ar fi pescuitul la momele artificiale sau chiar și tehnica feeder. Va fi expusă aproape toată gama de produse. Vom avea și surprize pentru vizitatorii care își fac prezența la standul nostru. După regulamentul actual, suntem obligați să luminăm locul de pescuit dacă pescuim pe timp de noapte. Astfel, organele abilitate știu de prezența noastră și nu în ultimul rând și noi ne ușurăm partida pe timp de noapte. Avem lanternă de camping, lanternă de cap care sunt cu baterii reîncărcabile. Aceste produse se găsesc pe paleta Energofish. Gama iBite deschide noi porți în pescuitul de noapte. Pe lângă aceste noutăți, firma Energofish are o noutate la lansetele proprii de feeder. Puteți achiziționa vârfuri speciale în care se pot introduce produsele iBite. În acest mod, vârfurile lansetelor sunt foarte vizibile și pe timp de noapte și astfel veți vedea toate trăsăturile și dacă pescuiți cu lansete de feeder. De ezzel a kis átalakítással bármikor elláthatjuk az akár éjszakákon át jól látható világító iBite berendezésünkkel kedvenc feeder spiccünket is. La Budapesta, în cadrul magazinului Pezza Plazo, puteți regăsi o gamă largă de articole de pescuit. Începe perioada pescuitului la năluci artificiale. Cu acest prilej a avut loc o zi deschisă pentru iubitorii acestei tehnici. Evenimentul a început la ora 10. Magazinul a fost aproape neîncăpător. Vizitatorii au putut încerca live toate produsele noastre. Politica noastră este ca pescarii să testeze pe viu produsele elaborate de noi. Pentru prima dată în istoria magazinului Pezza Plazo, am avut șansa să ne întâlnim cu fanii noștri. Până în prezent am ținut legătura doar prin Facebook, unde mi-au adresat foarte multe întrebări. Recunosc, este destul de greu să răspund tuturor întrebărilor. De aceea consider că o astfel de întâlnire oferă un prilej bun de a discuta direct cu clienții noștri. Fiecare dintre cei prezenți au avut șansa să ne adreseze întrebări la care să primească și răspunsurile adecvate. Este prezent și prietenul meu, Piotr Piskorski, cu care am pescuit două zile și am reușit să filmăm și un material interesant pe care îl vom prezenta în curând. Sunt mândru că pot fi prezent aici astăzi și vă pot prezenta câteva noutăți care vor fi lansate anul viitor pe paleta Salmo. Avem multe idei promițătoare, care sper că vor fi și pe placul pescarilor din Ungaria. Sunt niște momele artificiale foarte prinzătoare, care funcționează pe lac, dar și pe apă curgătoare și sunt pe placul peștilor răpitori. Sunt peste 3000 de produse care sunt la reducere în acest weekend. Numărul pescarilor de spinning este într-o creștere semnificativă. Este a doua comunitate pe lângă pescarii de crab pe piața maghiară.
Trebuie să știți că cele 3000 de produse care sunt dedicate pescarilor de spinning sunt pentru mai multe categorii. Regăsiți printre ele și produsele premium, dar își găsesc socoteală și pescarii începători. Gama woblerelor, de exemplu, conține peste 1000 de produse. Prețul acestora merge de la câteva sute de forinți până la câteva mii de forinți. Astfel, orice pescar își găsește produsul corespunzător, atât începătorii, cât și profesioniștii. Într-adevăr, vremea este încă foarte caldă. Afară este foarte plăcut. Preferăm să ne petrecem timpul în aer liber. Mai multor pescari le-am recomandat să aducă cu ei un set complet de momeli artificiale, fiindcă în prezent încă putem captura aproape toate soiurile de răpitori. Sunt care dau și la oscilante, alții la woblere. Dar dacă pescuim la șalău pe ape mai adânci, vă recomand să folosiți plastice, aceasta fiind o tehnică preferată de către pescari. Această perioadă de început de toamnă poate fi considerată ca fiind începutul sezonului la pești răpitori. Nu avem nicio specie care să fie sub prohibiție. Astfel, cu un echipament adecvat, pescuitul la năluci artificiale poate fi foarte palpitant. Din acest motiv, recomand tuturor pescarilor și celor care nu au reușit să ajungă astăzi aici să încerce produsele noastre, să iasă cât mai mult în natură, să petreacă cât mai mult timp pe malul apei, capturând cât mai mulți răpitori. Cred că în Ungaria este o premieră că testăm produsele noastre înainte de a le lansa pe piață. Vorbim de niște woblere fabricate în Japonia. Am ales câteva din această gamă. Le-am împărțit pescarilor de spinning și, după ce au pescuit cu ele, suntem curioși ce fel de rezultate au obținut. Deci, gama Babyface va depinde de cei 150 de pescari de test dacă va ajunge pe piața maghiară sau nu. Pescarii de teste au folosit aceste produse de aproximativ 2 săptămâni. Deocamdată avem feedback-uri pozitive. Vom vedea în curând dacă aceste produse ajung pe piața maghiară. Sper că vom afla răspunsul anul viitor la Fehova. După părerea mea, cu ajutorul gamei iBite a pornit o eră nouă pentru pescarii care pescuiesc pe timp de noapte. Nu mai avem nevoie de patroane luminatoare. Deja putem folosi LED-uri electronice care pot fi folosite chiar și pentru pescarii de feeder. Acest produs ne ajută în sensul că luminează vârful lansetei timp îndelungat. Astfel, sigur, nu vom rata nicio trăsătură. Colegul nostru, Sabo Bențe, în ultima partidă, a pescuit pe timp de noapte, unde el a folosit produsele iBite. În scurt timp se va întuneca. Sunt nevoit să luminez vârfurile lansetelor pentru a vedea pe timp de noapte toate trăsăturile. Recunosc că mai de mult și eu am folosit diferite patroane luminatoare sau diferite lanterne pentru a face vizibile vârfurile feederului. Recunosc că de multe ori era o operațiune destul de complicată. Nu a fost o soluție practică. Datorită vârfurilor de feeder iBite, nu mai avem astfel de probleme. Este vorba de un vârf de feeder mai special. Inelul de vârf este unic. În acest inel putem introduce un LED cu o baterie. Astfel, vârfurile lansetelor sunt vizibile perfect pe toată perioada nopții. Dar să nu pierdem timpul. Haideți să vă arăt la concret cum funcționează. În mână am un LED și o baterie care se poate introduce în inelul de vârf. Operațiunea este foarte simplă. Forțăm puțin inelul și introducem bateria cu LED-ul care vor sta perfect în acest locaș, fără să ne creeze vreo problemă. După ce am terminat operațiunea, inelul de vârf îl punem pe poziția inițială. Dacă am procedat corect, LED-ul nostru va lumina și am terminat procedura. A spitzgyűrűt, ekkor szabad az út az elem számára, ami szépen szorosan belecsúszik a spitzgyűrűbe, majd visszahajlítjuk rá a gyűrűt, és így módon tudjuk rögzíteni. În acest mod, nu vom avea niciun accident neplăcut. Firul nu se poate răsuci, LED-ul nu va zbura din vârf și nu deranjează nici în timpul drillului.
Deci, în acest mod, putem pescui fără nicio problemă pe timp de noapte. Un lucru foarte important este că aceste vârfuri se regăsesc și separat pentru lansetele de feeder de pe paleta EnergoFish. De exemplu, eu astăzi folosesc lanseta Benzar Method Feeder. Și am fost foarte inventiv. Eu am început partida deja cu acest vârf nou, care se poate folosi perfect și pe timp de zi. Nu am făcut altceva, acum pe timp de noapte am introdus LED-ul și bateria ca să le pot vedea și pe timp de noapte. Simt o greutate consistentă la capătul firului. Sunt curios cu ce pește am reușit să mă întâlnesc pe barajul Fehérvár-Csurgo în această noapte. Și am reușit. În sfârșit. Stai, te rog, liniștit acum. E un crab comun superb. Nici acest pește nu a putut rezista la peletele floating cu aromă de crab caras. Îl dezinfectez cât timp e calm. Sunt sigur că în scurt timp se revigorează. Sper că îl vom mai revedea în scurt timp. Să crești mare. După primele nopți mai reci, apele încet încet se răcesc, alevinii din maluri încep să dispară, iar răpitorii noștri vor fi din ce în ce mai înfometați. Deci, teoretic, începe adevăratul sezon pentru pescarii cu năluci artificiale. Halmoș Mihai încearcă să vă prezinte câteva produse și accesorii de pe paleta noastră. În această ediție aș încerca să vă prezint câteva produse noi de pe paleta Wizard, cu care puteți avea mai multe bucurii în această perioadă de toamnă. Am adus cu mine din gama Wizard o lansetă, o mulinetă, un fir și multe năluci noi. Chiar și plastice, care sunt foarte prinzătoare în această perioadă de toamnă. Dacă pescuim la știucă sau la șalău, vă recomand să alegeți o lansetă puțin mai puternică. Nu talia peștilor cere acest lucru, ci mai mult nălucile cu care pescuim. Aceste plastice sunt armate cu jiguri de 6-8 grame. Deci dacă folosim o lansetă ușoară ultra light, atunci ar fi greu să le lansăm. Acesta este motivul pentru care am ales lanseta Samurai din gama Wizard. Este cea mai puternică din această familie. Are o putere de lansare între 7 și 35 de grame și are o lungime de 2,10 m. Pe acest blanc au fost inserate 9 inele. După cum vedeți și din imagini, este o lansetă foarte rapidă și cu rezervă mare de putere. Deci aceste plastice se pot lansa cu ușurință la distanțe foarte mari. Pentru aceste lanseuri avem nevoie de un fir de calitate. Eu am ales un fir de 0.14. Este împletit din 8 fibre și se numește Wizard Braid. Să vorbim și despre mulinetă. Este o noutate. Un Wizard Samurai în mărimea de 2000. După părerea mea, nu avem nevoie de una mai mare. Această mulinetă este în echilibru perfect cu lanseta. În gama Samurai există și mulinete de 4.000. După părerea mea, aceasta ar fi deja prea mare pentru această lansetă de 2,10 m. Mulineta de 2.000 este perfectă. Să trecem la nălucile pe care le folosim. Este important să ne adaptăm din mers, pentru că întotdeauna trebuie să găsim năluca potrivită pentru apa pe care pescuim.
Aici la noi, pe barajul de pe Ciurgo, este destul de multă știucă și șalău. Și astfel voi alege plasticele cu care voi pescui. Dacă tot am vorbit despre știucă, am și o nălucă specială pentru această specie. Voi încerca această imitație de știucă din gama Wizard. Am avut foarte multe experiențe pozitive cu această nălucă, am prins și știucă, dar și șalău. Dacă nu voi avea rezultate cu această imitație de știucă și consider că trebuie să schimb pe o nălucă mai mică, atunci voi folosi această imitație de biban. Haideți să o prezint. Se regăsește în două mărimi. Una de 8 cm și cea mică are 4 cm și jumătate. Și acestea sunt pe placul știucilor și a șalăilor. Aceste plastice ascund o greutate de plumb. Dar, după cum vedeți, această nălucă este puțin mai interesantă. În afară de cârligul de jig, pe burtă, mai are și o ancoră. Dacă pescuiți pe ape unde ancora, adică tripla, este interzisă, atunci cu ușurință putem lua ancora de pe inelul despicat și putem pescui. Următoarea nălucă pe care doresc să vă prezint este un shed care are o coadă de twister de culoare roșie. E o nălucă pe placul știucilor. Avem aici și o nălucă clasică, redhead, adică cap roșu cu corp alb. Dacă plecăm la știucă, această nălucă nu ne poate lipsi. Dacă cumva observăm că răpesc avații, atunci am o nălucă foarte îndrăgită, spinerele ASP. Recunosc că am rămas surprins că am prins cu aceasta nu numai avați, ci și foarte mulți șalăi. Atunci putem păcăli cu ușurință și șalăi. După cum se vede, are un corp de 15 grame din plumb, este foarte aerodinamic, se poate lansa la distanțe foarte mari. Aproximativ, acestea sunt nălucile cu care m-am pregătit. Recunosc, mai am câteva în geantă, dar acum mai bine să pornim la pescuit. Pescuitul la năluci artificiale este foarte popular, fiindcă nu avem nevoie de prea mult echipament. Avem nevoie de o lansetă și o geantă. Luca Cibela vă prezintă o geantă cu foarte multe accesorii utile. Indiferent dacă pescuim din barcă sau de pe mal, depozitarea nălucilor întotdeauna a fost o problemă. Avem multe accesorii care trebuie să le avem la noi în mod obligatoriu. Ceea ce este adevărat îndeoseb la pescarii care pescuiesc de pe mal. Aș dori să vă prezint o geantă dedicată pescarilor care pescuiesc la năluci artificiale. După cum vedeți, nu este o geantă prea mare, dar nici prea mică. Haideți să vedem cum arată. Sus avem un compartiment unde vă recomand să țineți diferiți clești sau lucruri care vă trebuie să vă fie la îndemână. Dacă ne uităm mai atent, avem și un fermoar. Aici recomand să păstrați permisul de pescuit sau alte acte. Urmează compartimentul cu cutiile cu năluci. Putem ascunde 4 cutii. Așa că sigur avem loc pentru toate nălucile cu care dorim să pescuim. Lateral avem două buzunare. Aici putem păstra chiar și o sticlă de apă sau ceva de băut. De exemplu, eu aici păstrez permisul. Urmează un alt compartiment. Aici putem pune diferite accesorii mai mărunte, forfacuri, o rolă de fir, carabine, orice alte accesorii mai mărunte.
van egy tépőzáras, külön kis tasak része, tehát itt is ilyen apróságokat, mondjuk zsinór, plusz előkéket, kinek-kinek kénye kedve szerint tud tárolni, illetve még egy kisebb dobozt ide esetleg belehelyezhetünk. Az alja fondul genții este tare. Neki, táskának, din acest motiv este și foarte rezistent. Parcă ar fi o cutie. Tehát kemény, illetve egy kicsit ilyen csalóka, mintha egy kis rejtek doboz lenne. Într-adevăr, și în acest loc putem depozita foarte multe accesorii utile. Eu aici aș pune un clește mai mare, poate că îl folosesc la știucă, un căscător sau separator de fălci. De multe ori știu că înghite de Luca destul de adânc și avem nevoie de un astfel de instrument. Ide meg ilyen sok apró dolog, tényleg akár egy tekercs domil, vagy több tekercs domil bele tudunk rakni. Este o geantă foarte utilă, cu foarte multe compartimente. Este foarte ușoară, deci cu siguranță va fi pe placul tuturor pescarilor. La ultimul concurs de boilies, Cupa Europeană de pe lacul Moțonca, Peter Micula a doborât un nou record până în prezent. El a avut cele mai bune rezultate pe această amenajare, iar acum a reușit să câștige acest concurs pentru cea de-a cincea oară. El este și pescarul cel mai titrat din echipa The One. În următoarele minute, vă prezentăm produsele cele mai noi din gama The One. În cadrul firmei The One, noutățile apar în permanență. În momentul de față am schimbat toată gama de pop-up. Aceste produse noi apar în cele patru arome deja bine cunoscute, cum ar fi Red, Black, Purple și Gold. Toate produsele sunt în cutii vidate, pentru a-și păstra particularitățile. În fiecare cutie avem câte două mărimi și câte două culori. Avem și pop-up-uri clasice, rotunde, dar în cutii regăsiți și pop-up-uri în formă de dumbbell. Sper că acest lucru să vă ajute să le folosiți în diferite moduri. Când desfacem ambalajul vidat, instantaneu vom simți aroma intensă și vom putea și aditiva această momeală, fiindcă avem și un lichid care poate fi folosit la aceste produse. Amit nyugodtan használhatunk ezekre a termékekre. A doboz tartalmában 12 Deci sunt niște momeli de 12 mm în două culori diferite. De obicei, cele de formă de dumbbell sunt albe, iar cele rotunde se schimbă la fiecare aromă în sine. Cum ar fi la red este roșu, la black este negru, la purple este mov, iar la gold este galben. Aceste produse le putem utiliza atunci când pescuim la crab. Este foarte important în zilele noastre să pescuim cu momeli cu flotabilitate mai mare și chiar dacă folosim un simplu snowman. Dar să trecem de la pop-up-uri la noile produse PVA și la boilless juice. Am schimbat ambalajul acestui juice. De acum încolo îl puteți găsi într-un ambalaj mult mai practic. Și se poate folosi mult mai ușor atunci când utilizăm PVA. Dar cu ușurință putem turna lichidul într-o pungă PVA. Și la aceste produse am fost atenți să păstrăm cele patru arome deja bine cunoscute. Bineînțeles, aceste produse nu vor topi PVA-ul, dar le puteți adăuga și la boilesuri, la dipuit momeli și chiar și la amestecul năzilor. Dacă în timpul partidei nu schimbăm momeala din cârlig, atunci vă recomand să dipuiți momeala în acest lichid care este foarte viscos și va avea un efect benefic pe un timp îndelungat pe fundul apei.
Magazinul Energofish se apropie de final, dar prima dată urmează întrebarea ediției. Enumerați 4 pești răpitori care se pot prinde în sezonul de toamnă în Europa Centrală. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră la adresa magazin@energofish.ru, iar un norocos va câștiga o geantă outdoor dedicată pescarilor de spinning. Sperăm că emisiunea noastră a fost pe placul dumneavoastră. Puteți să o revedeți pe canalul nostru de YouTube și, bineînțeles, vă așteptăm la următoarea ediție a magazinului Energofish pe canalul Fishing and Hunting. În numele colegilor mei, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!